Salutare tuturor, la mine este ora 4 jumate acum, în Cancun, Mexic, și mă pregătesc să plec spre aeroport, am să plec în Cuba, din nou. Am ajuns acum în aeroportul din Cancun și totul s-a derulat foarte repede. Bine, încă n-am făcut check-in, nu aștept să fac check-in să se deschidă. Practic mai am încă... Mai am, bine. Mai am 3 ore jumate până pleacă avionul, deci mai am timp. Chestia e că m-a întâmplat cineva aici care am pasat acum pe nu știu exact și dacă am nevoie de viza. Într-un minut tipul a scris viza și m-a costat 20 de euro, deci și cât chin am avut eu în Europa, că am mers în Viena de 3 ori ca să pot să obțin o porcărie de visa. Și aici au făcut-o tipul ăla într-un minut și eu am cheltuit o grămadă de bani doar ca să ajung și să... Ah, mă înțelegeți voi. Deja se cunoaște că merg în Cuba pentru că e plin de cubanezi care își aduc tot felul de chestii. Ia uitați acolo. Se vede că duc lipsă. Ia uitați voi, e plin de bagaje. Și când mă refer la bagaje, e... Stați să fac sunt... Așa... Când mă refer la bagaje, mă refer la televizoare, biciclete, aparat pentru aer condiționat, de toate, deci... Da, ei nu au așa ceva. Și dacă au, nu are oricine acces, ca să zicem așa. Sunt foarte plămâni, n-am mâncat nimic. Bine, la ceva așteptați. Am reușit, am făcut check-in-ul. Acum am de așteptat vreo 2 ore. Chestia e că am pus ochii pe ceva, dar nu am bani. Pentru că am făcut în așa fel încât să rămân cu zero, să nu am pesos mexican. Și acum vreau să verific dacă e un curs valutar sau ceva pe aici, să pot schimba niște bani, să iau ce am văzut. Sper să găsesc. Da, și eu sper. Da, una din cele mai importante chestii de aici nu este deschisă. Așa că... Da. Da, știam și eu treaba asta, că nu ai voie cu un Samsung Galaxy S7 să urci într-un avion. Nici măcar să intri în aeroport, dar mai să intri în avion. Chestia e că acum am văzut prima dată treaba asta într-un aeroport. N-am mai văzut-o până acum. Știam că există, dar nu am văzut-o. Cam asta e ce fac eu când după ce-mi fac check-in. Asta fac. Stau. N-am ce face, mă plictisesc. Nici nu știu ce să zic. Eu plictiseam de aia. Nu aș pară. Tocmai ce m-am îmbarcat acum și chiar mă uitam să văd cum se vede pe geam. Păcate. A murit. Deci nu cred că am să reușesc să trag un cadru sau ceva. N-am pus.
am ajuns și eu în aeroport, aștept să-mi iau un bagaj. Când ajungi pe aeroportul din Havana, imediat îți dai seama că ești altundeva, pentru că trebuie să aștepți să coadă. Da, și chiar peste tot, oriunde. Inclusiv, de fapt, na, stai la coadă ca să-ți iei bagajul, dar nu stai în halul ăla, că am stat, eu am stat jumate de oră ca să-mi vină bagajul și nu a venit, de ce credeți că nu a venit? A, nu a venit bagajul pentru că bubanele simt în general când merg undeva, aia care au bani, bineînțeles, că nu oricine. Băi, cumpără de toate. Televizoare, aer condiționat, ai aparat pentru aer condiționat, orice, cauciucuri, anvelop, orice. Deci e full cu de-aștia. Și stai, acum când se schimb bani, ia, pare, clar, peste tot. Abia aștept să plec mâine. Fai. Da, și am ajuns să repăt traseul ăsta din nou. Ia uitați ce am găsit aici în hostel în care sunt eu acum. Mulțumim pentru tot. Am întâlnit un tip la aeroport care m-am prietenit și m-am dus inclusiv la... Am găsit un hostel, m-am dus împreună cu el și am venit inclusiv să mâncăm aici. Îl și prezint acum. El este român, from France, da? And you travel in Cuba. Cuba. And next? In Mexico, da? Yeah, Mexico, Cancun, Havana, and Mafia, after. Wow! Vezi, am venit aici, avem să mâncăm ceva, nu știu. Așteptăm acum să ne punem mâncarea, vă arătăm imediat. Looks, this is the menu. Yes. The cigar. Two more cigar. Yeah. This is the price. Okay. Cuban cigars. Two more cigar. Okay. I am king of the Cuba. Cubano, pero cuando hablo con la compañía, ya, se ve que no soy cubano, pero ya, físico, cubano, gracias. Cubano. Sí, físico, no, no. Ah, Rumanía. Sí, físico, cubano. No Alemania, Rumanía. Rumanía, ya. Hotel o casa particular. Casa.
biserică care... Am vrut să zic prima dată că e o biserică musulmană, de fapt, nici nu știu ce, mă rog. Dar am văzut acum o chestie și asta e mai exact catolică. Ia uitați. Biserică.